te apuci cu mâinile tale, cu proprie forță și, și faci. Și eu spun că în timp de o seară ei s-au gândit, o proiectat pe o hârtie și a doua zi, au, nu a doua zi, deja peste o săptămână, cât de cât bani au fost strânși, au fost, s-au dus, a cumpărat tot fierul ăsta care o trebuie și deja într-o zi a fost construcția asta mare, a fost făcută și deja a doua zi a fost ridicată. Că toți vecinii aici au ieșit din casă și au ajutat, că e foarte, foarte greu. E așa spare, dar e foarte greu, și înaltă și greu a fost să o ridici. Și deja au pus-o în perete, o, au făcut găuri chiar prin perete, nu într-o făcut și au fost prinsă. Și deja după asta un pic mai greu a fost, că fratele deja lucra și nu prea avea când, dar era octombrie, mă tin, că deja era cam fric și eu nu prea așa ieșem, dar am vedere că să ai timp, în timp de maxim două săptămâni, îl ridici, îl faci absolut tot, tot, tot. Timp de două săptămâni, nicio problemă, nu se face așa. Nu s-a întâmplat niciodată? Rămâi blocat la jumătate de drum? Odată dacă s-a stins lumina. S-a stins lumina și fratele meu atunci lucra la Union Fenosa și zic, l-am sunat și ei n-am stat. Da, fă și eu. Și în timp de, el era prin oraș, în timp de 15 minute s-o m-a dat jos. Dar așa nu, n-am avut probleme. Câteodată mai motorul anume cel la două ori a fost, cred că de la frig, de la nu știu de la ce, se mai stric câteodată, dar a fost făcut și nu, e foarte, foarte bine, foarte comod și foarte, e o soluție foarte bună, cei mai bună din care toți spun că nu soluții sau ceva de genul. A adresat la mine o persoană, tot m-a întrebat cum ar putea să fac, eu am spus că nu e greu să o faci, dar trebuie să găsești o persoană care o să ocupe de asta, care anume să o construiască. Și eu am spus, puteți veniți, că ești prima hâncești, nu departe, veniți, eu chem și fratele, el vă lămurește absolut tot, vă desenează, vă cum. Dar nu e greu, absolut nimic nu e greu, pur și simplu trebuie o persoană care o să ocupe de asta, care o să o facă și să vină să vadă cum e făcut și cum e proiectat și atât, nu, și bani să ai. Ideea cui a fost? A fratelui? Fratelui, da, două ori pe săptămână dacă ieșim. Asta era când fratele era deja acasă sau prietenii deja sâmbătă, duminică, ieșim aproape fiecare sâmbătă, duminică, o zi sau sâmbătă sau duminică și da, era o dată, două maxim pe săptămână dacă ieșeam, da, acum 3-4 ori pe zi pot să ies, nu e nicio problemă.